Vreau să ne oprim împreună la un pasaj de pe drum al livreilor, în drum spre Țara Sfântă. Numer 21, de la versetul 4 la 9, subtitlul Șerpi înfocați este prezentată istoria veche, un episod foarte greu când, așa cum scrie în versetul 4, ocolind țara e Domnului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum, au vorbit împotriva Domnului și a lui Moise, Dumnezeu a trimis asupra lor niște șerpi înfocați care îi mușcau un venin de moarte și la cererea lor Dumnezeu a intervenit prin Moise, căruia i s-a spus să pună un șarpe de aramă pe o prăjină și cei ce priveau la șarpe nu mai mureau, deși... Erau mușcați. Vreau să actualizăm, prin călăuzirea care vom primi din partea Domnului, pasajul acesta pentru noi. Nu știu exact cum îi catalogăm noi pe evrei. Acum au fost câteva zile de căldură, fără apă. Ei aveau zile în șir fără apă, la călduri mai mari. Noi poate suntem deranjați că nu avem apă suficientă să facem o baie. Ei uneori nu aveau apă de băut. Ca să nu mai spun de alte condiții care lipseau aproape cu desăvârșire. Știți, meniul era unic, repetabil și aceeași stare de rutină an și an de zile. La un moment dat, scrie în versetul 4, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Sunt în viață lucruri care sunt grele. Sunt grele pentru că ele se repetă. Sunt grele pentru că durează ani de zile. De aceea cei din afară nici nu le pot cumpăni suficient. Că tu te gândești 5 minute în necazul altuia și zici, dar de ce nu rabdă? Dar tu te obosești până spune necazul lui, dar el îl duce de 10 ani, poate. Sunt lucruri obositoare, stări de exemplu, stări de familie. Sunt unii care au conflicte în casă, adică oameni dificili, răi, ani de zile. Spunem noi, au încărunțit pe ceilalți, i-au terminat psihic, numai o zi bună. Sunt stări de boală. Azi am fost la un frate la spital care s-a amputat piciorul o săptămână aceasta. Și l-am întrebat, și Mi mi-a spus că de șapte luni este în spital, dar bolnav de când sunteți? Mi-a zis, din copilărie. El avea 38 de ani, în Biblie mai este unul de vârsta aceasta, dar evreii aveau 39, 40 de ani, aceeași tare. Iată ce scrie în cartea Numer, capitolul 33, de la versetul 38. Preotul Aron s-a suit din muntele Hor, pe muntele Hor, după porunca Domnului și a murit acolo în al 40-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincea, în cea din tâi zi a lunii. Și evenimentul despre care v-am citit este exact după moartea lui Aron, pentru că pe aceeași pagină din capitolul 20 de la versetul 22 la 29 este moartea lui Aron. 40 de ani, este o jumătate de viață de om. Greu de suportat. Și vă rog să vă gândiți. Știți? Scrie aici în versetul 22 din capitolul 20: Toată adunarea copilului Israel a plecat de la Cades. În urmă cu 40 de ani, știți unde erau? Tot la Cades. Și au ocolit și după 40 de ani erau același punct. Și de la cade s-au plecat la Hor și la Hor a murit Aron. Și de acolo au plecat iar pe drum și nu i-au mai ținut puterile. Că n-ar fi greu să rapsi, dar să înaintezi. Dar să rapsi și să fi tot acolo. Pentru cei care sunt căsătoriți, o cotesc viața de familie e grea. Dar sunt unii din cei necăsătoriți că de 10 ani sau de 15 ani doresc să se căsătorească, unii chiar trudesc să se căsătorească și sunt tot acolo. Unii erau în urmă cu 15 ani. Anii au trecut, ei au îmbătrânit, dar istoria nu s-a mișcat deloc. Ei sunt tot de la Cades spre muntele Hor și altul moare și ei Așteptau aceeași soartă și pentru unii nu sunt șanse să se îmbunătățească nimic până mor și vor muri în aceeași condiție de boală, de conflict în familie, de sărăcie. Și când așa privești, când te gândești că doar generația următoare aduce o mai bine, ba, noi românii ne mai lamentăm că așa a fi, că a trecut 14 ani de la Revoluție și încă nu avem nicio autobandă, cel puțin este o bucată acolo în Bărăgan, dar să fie ceva și ce tra să traverseze țara noi, în asemenea situații să nu ne mirăm prea tare de asemenea stări și să nu judecăm peste măsură. E doar să ne dăm seama că foarte ușor putem să fim și noi în asemenea stări. Se vorbea aici de insucces, dar asta a fost o noapte. Și pe dimineața era gata. Dar nu o noapte, 40 de ani, numărați nopțile. Toate la fel. Nu s-au putut plimba ca și păsările migratoare, să vadă și cum e peste paralela 45 și spre ecuator. Tot acolo, în aceleași condiții și nu mișcă nimic. Bas pasul pe loc, pământul este nisip sub picioare. Și parcă asta n-ar fi destul. Știți ce s-a petrecut înainte ca ei să-și piardă răbdarea? Întoarceți-o foaie în urmă. 20 cu 14. De la Cades, Moise a trebuit niște sol la împăratul Domnului ca să-i spună. Așa vorbește fratele tău Israel. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri s-au pogorut în Egipt și au locuit multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit pe noi și pe părinții noștri. Versul 17. Lasă-ne să trecem prin țara ta, nu vom trece nici prin o goare, nici prin vii, nici nu vom bea apă din fântâni. Vom merge pe drumul împărătesc fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ținutul tău. E domn, i-a răspuns să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îți voi ieși înainte cu sabie. Copilul lui Israel au zis din nou... Vom merge pe drumul cel mare și dacă vom bea din apa ta eu și turmele mele, le vom plăti prețul. Nu-și cer altceva decât să trec cu picioarele. Edom a răspuns să nu, cumva să treci. Și Edom mi a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Astfel, Edom n-a vrut să lase pe Izrael să treacă prin ținutul lui și Izrael s-a bătut de la el. E greu când frații tăi, surorile tale și neamurile tale nu te lasă nici măcar să treci pe la ei. Nici măcar nu te vizitează. De cum să-ți dea vreun ban? Măcar dacă ești la pat și nu poți pe banii tăi să cumpere apă minerală că e cald. Nici asta nu fac. Să nu cumva să treci pe la mine. Și asta pune capac la tot. Nu e destul că tu nu te poți ajuta, dar nu te ajută nimeni. Frații tăi, e domnul în lângă tine și l-ai rugat frumos și l-ai rugat nouă dată. Fă ceva pentru mine. Nu discut. Treci pe altă stradă, ca și cum nu mai ai. Și scrie într-unul din psalm, tu, frate, cu mine, tu care te socoteam, prieten, tu să nu mă ajuți. Și s-ar putea să nu te ajute, să nu vrea nimic, să nu-ți întind o mână de ajutor atunci când ai nevoie. Atunci știi cât de tare te doare. Nu porniți război împotriva lor, abateți-vă de la ei. Încercarea durează. Perimetrul se restrânge. E de două ori greu. Și ca și cum n-ar fi destule astea două, vă mai pun una. Să vedeți ce greutate avea în spinare. Scrie aici, în versetul 5, Pentru cine a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Și puțin în urmă, în capitolul 11, versetele 4 și 5, este scris. Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic? Atunci mâncam fără bani, acum apă nu-i pe bani. Și atât îți trebuie să mai faci comparații cu vremuri bune. Sau să faci comparații cu ce au alții. Sau cu ce ai avut tu, sau cu ce ai putea să ai. Ești gata. Te vezi lipsit de orice ajutor. Alții au, alții se duc în America, noi rămânem tot aici. Alții sănătoși, altă dată eram și noi. Acum aici sunt ani de zile de când nu-i nimic. Numai greu, numai necas, ca unul care sunt mereu aici la Amvon, la fiecare slujbă vin zeci de bilete. Și în mod special surorul le spun, poate bărbații nu se plâng așa repede. Am o problemă grea, alta spune, am un necas care dorează de ani de zile. Vă rog, sprijiniți mă în încercarea grea prin care trec. Așa că suntem și noi evrei în drum spre Canaan, asta e situația. Problemele durează? Îmi spunea un frate, m-a avut o lucrare că vor mai trece două vremi și vine izbăvirea. Și zice, el cred că vor fi două luni, că e prea mult doi ani. Dar acum m-a sunat și mi-a zis, în august sunt doi ani, cred că vor fi doi ani acum. La alții mai mult. Știm de unde situații care se sesizează, durează. Și știm că unii nu sunt ajutați de fraților. lor. Sunt frați aici în Arad, în țara asta, care au pe alții în afară și unii cred că sunt ajutați. Și se poate spune uneori, dacă v-au trimis dumneavoastră 100 de dolari, le-au trimis și lor. Poate la, nu la zile mari, că astea sunt în fiecare an sărbători. Poate la câțiva ani, dacă a văzut ceva. E domn, nu vrea să știe de ea Că e domn, firez și gândește ca el, ce-i pasă. Și diavolul Vine să te ispitească, că asta e durerea mai mare. Alți au, altă dată ai avut. În Egipt, uite cum este. Uite ce e de afară au. Este un frate, ești necăjit în adunare, el știe. Și a zis, frate, de când m-am pocăit, am crezut că scap. Ce să scap, că s-au adunat greurile. Că de când s-a pocăit are și câțiva copii. Și tot am nădăjduit că se rezolvă ceva, dar nu se mai rezolvă. La ce folos, la ce bine? și greu în asemenea situații. Astea sunt stările. Dar vreți să vedem care sunt cauzele? Numai capitolul 21 și aici vă rog să fiți atenți. Versetul 5. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Și v-am citit din 11, că ziceți, de ce nu ne întoarcem în Egipt? Dar cine era de vină că ei erau în pustie. Dumnezeu? Nu s-a supărat Dumnezeu că ei n-au vrut să intre în Canaan? Și întorc în urmă și vă citesc din capitolul 14, primele trei versete. Să vedeți că ei erau vinovați pentru necredința lor și de fapt ce se întâmpla era alegerea lor. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Dumnezeu le-a făcut după cuvântul lor: În pustia asta veți muri. Pentru cine duce Domnul în țara aceea în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și Dumnezeu i-a întors 40 de ani spre Egipt. Să știți că sunt excepții. Este un Iov. Dar câți mai sunt Iov în Biblie? Aici sunt sute de mii de oameni în cauza asta, dar în cazul lui Iov sunt rarități. Pentru că, de exemplu, unora le este greu în familie pentru că s-au căsătorit greșit și s-au uitat cu fața spre Egipt și în loc să-și ia una dinspre Canaan și a luat una dinspre Egipt. Și acum dă vreo 40 de ani și până la nunta de aur mai are vreo 10. Și numai de aur nu o să fie. A fost an de durere. Dar a fost alegerea ta. Și n-ai cum să scap de ea. E un drum pe care singur ai decis să mergi. Mirii de dimineață au fost întrebați și pe vreme bună și pe vreme rea, în orice condiții. Da, Unii și-au ruinat sănătatea cu bună știință, alții n-au crezut și n-au fost gata să rămână în ascultare de Domnul și-au cedat unor ispite și acum sunt munciți de propriile lor ispite. Sunt oameni care n-au liniște și sunt distruși dacă i-ai întreba, de unde ți se trage frate? Vei afla răspunsul că e necredința lor care îi poartă de ani de zile. Sunt drumuri pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să le facă. Și aici vreau să menționăm și cazul lui Moise și al lui Aron. Nu sunt toți în situația aceasta, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Moise nu pentru el a mai zăbovit 40 de ani. Iosua și Caleb nu pentru el a mai zăbovit 40 de ani, nu. Dar dacă se întâmplă când în familia ta cineva este pedepsit într-un fel la această trudă și tu suferi alături de el. Dar tu ai credință și asta e altceva. Ei își așteptau moartea de la an la an. Știau că sunt pedepsiți de Domnul. Pe când Moise, el a slujit pe Domnul în perioada aceasta. Cei care sunt slujitori lui Dumnezeu în tot acest interval de-a lungul vieții lor, ei duc viața cu biruință. Dumnezeu să vă dea credință. Le spunem celor care sunt încercați și celor care sunt aproape de ei, nu te znădăjduiți, dacă nu mai crezi, nu mai te poți ajuta cu nimic, nu mai te poți ruga pentru ceilalți. Poate sunt copii care nu te-au ascultat sau alții care și-au ruinat viața singur și acum tu duci situația alături de ei. Și de asemenea vreau să înțelegem ca și o cauză a ce este scris aici mana aceea a fost o mâncare insuportabilă pentru ei și înainte de cei 40 de ani. Ispita cu mana nu se datorează lungimii anilor, ci poftelor lor, că unele ispite nu se datorează nici încercărilor, nici greurilor lăsate de Dumnezeu, unele ispite se datorează poftelor tale. Și pofta odată zamislită de naștere păcatului. Pentru asta suportau datorită poftelor lor. Și mulți suferă din pricina poftelor pe care nu le pot controla, nu le pot înfrâna și n-au biruință. Aici vreau să le vorbesc tinerilor care sunt niște biruiți în mod repetat de poftele lor, chiar de poftele carnale, și nu se datorează situația că se lungește perioada, ci pentru că ei nu-și pot controla poftele lor. Sunt unii care cad mereu la aceleași spite pentru că nu-și controlează trupul, nu-l țin în frâu și sunt niște învinși an de an. Unii chiar familiști, alții în alte privințe nu se pot controla, unii în domeniul sănătății nu se pot controla, pentru ei regimul nu poate fi ținut și iar îi apucă durerea de la capăt și iar îi apucă crizele. Alții nu se nu -și pot controla nervii și iar le mai dă Domnul o lungire a perioadei până vine izbăvirea. Că e adevărat că sunt din carne și oase, dar mana ajunge. Îți ajunge ce ai în plinirea pe care o ai. Rămâi așa, E Dumnezeu să ne ajute să ne mulțumim cu ce avem. Și vreau să observați ce se întâmplă, ce efecte aduc aceste stări. Șerpi mușcă groasnic. Nu erau niște șerpi așa leneși, erau niște șerpi înfocați. Imaginați-vă cum se manifestau. Cum zărea vreun om pe el. Dar duhurile rele nu sunt înfocate. A citit undeva că Satana este așa, obosit și trage chiulul. Mai mușcă așa pe câte unul când are vreme. Dar de unde? Efectiv, duhurile sunt înfocate. Și noi suntem cei ispitiți în mod frecvent. Și ne mușcă. Cum nu ești atent? Cum te mușcă? Cum nu te poți stăpâni? Te înțeapă în ochi și te mușcă. Și ispita te-a biruit. Cum nu te poți stăpâni, te cerți și ispita te biruit. Și după aceea vine pediapsa, vine moartea. Și într-un fel mă miră faptul că s-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu nu a alungat șerpii. Ce ușor ar fi și chiar dorescului, lui, dar frate, nu se poate să scăpăm de asta. Măcar dacă tot e pustie de ar fi fără șerpi. Dar ăștia nu dispar. Și aceleași probleme care le ai acum le vei avea și săptămâna viitoare. Nu vreau să creăm un optimism ireal. Să spunem fraților, acum vom fi biruitori, vom fi, totul va fi ușor. Nu, no, aceleași stări le veți întâlni și mai departe. Șerpii vor fi tot pe voi. Da, ce putem face? Și vreau să vă prezint remediul de aici. Șerpii ne vor mușca mai departe, dar Dumnezeu are vaccin. Dacă vom fi vaccinați ca atare, vom fi biruitori. Prima, versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit că ce am vorbit împotriva Domnului. În primul rând trebuie să-ți faci o verificare. Să vezi dacă ești vinovat în toată această stare. Acuma, mai de mult, în tinerețe, să scauți vinovăție. Să te mărturisești și Dumnezeu care este bun să dea durare și iertare. A doua, Moise s-a rugat pentru popor. Este important să mijlocim. Domnul Iisus Isaia 53 s-a rugat pentru cei vinovați. Cum spunea aici vineri fratele Fedur, să trimitem într-una bilete cei care sunt în cauză, ceilalți să mijlocim cu toată inima lucrătorii să-și facă datoria. Moise, se spunea duminica trecută, pare mi se, sau în urmă, cu două săptămâni, a mișlocit de câteva ori câte 40 de zile. Dumnezeu se lasă înduplecat să mișlocim ca să nu moară chiar cei vinovați. Dumnezeu să ierte că e bun. Dar ce a rezolvat rugăciunea lui Moise și mărturisirea poporului? Că șerpi erau tot acolo. Ce va rezolva mărturisirea unora care stau uneori la coz aici? Ce va rezolva mijlocirea bisericii? Că vor spune unii, frate, te rog de biserica te-a de vreme, nu-i ce o rezultat. M-am mărturisit de câteva ori. Cum scap? Că sunt tot în frânt, iară mă mușc. Și iară simt că mor. Versetul 8. Făți un șarpe înfocat și spânzură de o prăjină. Vreau să vă spun că șarpele acesta l-a distrus Ezechia, dar zicea Domnul Iisus însuși Ioan 3 că a fost înălțat fiul omului. A fost înălțat pe o cruce și acum este înălțat la dreapta măririi în cerul și avem acolo mare preot milos care mijlocește pentru noi alături de Duhul după voia lui Dumnezeu. Și operația este simplă, am putea spune. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe, dacă privea spre șarpele de aramă, trăia. Domnul Iisus are partea lui în biruința noastră și noi avem partea noastră. Domnul Iisus joacă exact rolul lui Moise, dar el este și Moise și șarpele. Și imaginea șarpele. Știți că de șarpe am fost mușcat noi. Și foarte interesant că Domnul apare tot în imaginea unui șarpe. Pentru că în el a fost osândit păcatul. El a purtat vinovăția noastră acolo. El a fost cel mușcat într-un fel pentru noi. Este și preot și mijlocitor. Și vă rog rețineți cine ne revine nouă. Să privim, dar cum e asta, frate, să privim? Vă citesc din epistola către evrei, capitolul 12, de la versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Dar cum să privim la Isus? Că în același, aceeași epistolă ne spune și în capitolul 3, versetul 3, 1. care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privir la apostol și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Isus. Dar cum? În clipa când te simți spitit, când te simți slav, apleacă-te pe genunchi și strigă către Domnul după ajutor. Și Domnul îți va da biruință. V-am spus că șerpii nu sunt îndepărtați. Iată ce scrie în Efeseni capitolul 6. Nu avem acolo o promisiune că am scăpat de lupte, de conflicte. 6 de la versetul 11 înbrăcați vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține a piept împotriva uneltirilor diavolului. Nu ni se spune că nu vor fi săgeți, dar ni se dă în mână un scut al credinței. Spunea Domnul Isus în Ioan 16 cu 33, în lume veți avea necazuri, va fi plin de șerpi. Și uneori Domnul a identificat ca fiind șerpi chiar unul din domeniul religiei. Șerpui pui de năpârș, le a zis. Vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Îndrăzniți, dar Doamne, ce să facem? Priviți la mine. Eu am fost biruitor și voi veți fi biruitor. Doamne, cum? Faceți cum am făcut eu. Eu am strigat la Tatăl cu strigăte mari și cu lacră. Strigați înaintea lui Dumnezeu ca să vă dea izbând. Când te simți ispitit, nu te lăsa mușcat și să te bași cu șarpele acela? În clipa aceea, dar repede, ce credeți că evreii, când erau mușcați de șarpe, a, se programau așa, pe mâini, răsare soarele, mă uită așa la șarpe, cum a zis faraon, când vrei să nu mai fie plaga? Mâine. Dar până mâine rămâne mai și cu broaște. Nu, în clipa aceea, cred că priveau, probabil era undeva afișat să fie cât mai vizibil pentru toată tabăra. Și Domnul nostru este înălțat în ceruri, și oricine El prin credință poate privi la El. Așa a făcut Pavel, așa au făcut alții. Toți au avut probleme. Zice, Pavel, aici s-a vorbit despre problemele materiale. Și nu sunt ușoare. Că problemele materiale trag după ele și alte probleme. Iată ce zice El în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 12. Știu să trăiesc merit. Și știu să trăiesc în belșug. Dar cum să trăiască o tânără zmerită când ar vrea și ea să îmbrace ca să cea alte fete? Să trăiască zmerită, să trăiască așa cu haine rămase de la surorile ei și cum poate. Cum să trăiască toți merit cu lucruri vechi și cu lucruri de mâna a doua? M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând. Uite unul care și fără mană nu cârtește. Dar cum poți Pavel? Tu n-ai stomac ca noi? Pot totul în Hristos care mă întărește. Frași și surori, nu stă în puterea noastră să învingem șerpi și să mergem spre Canaan. Suntem oameni și suntem slabi, dar puterea este a lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți biruitori, priviți spre Domnul. În privirea să fie mai întâi rugăciune. Apelați la rugăciune, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Fugi și te roagă, repede! Dar atunci, mă că diavolul la unii le spune, nu, nu te poți ruga, ba da, atunci strigă. Ce ar fi făcut Petru când era pe mare, de să scufunde, să zică, a, las că mă prinde și pe mine vreo pește și am vreme să mă rog și eu ca Iona vreo două, trei zile și Domnul mă scapă pe undeva, nu atunci. domne, scapă-mă, acum. Că diavolul vrea să scrieze impresia că nu pot. Îmi spunea un frate, dar după ce păcătuiesc, sunt doborât, mai pot să mă rog, nu mai fac nimic. Atunci privești spre Domnul. Petru, în momentul ispitirii, a privit spre Domnul și a beneficiat de o privire a Domnului. A ieșit a plâns cu amar și s-a refăcut. Și a treia zi pe când Domnul a înviat, el era acolo. Dacă vrei să mai privești la Domnul, privește în cuvântul său și la norul de martori în care îl vezi pe Hristos și vei fi biruitor. Doamne, ajută-ne! Se poate să fii biruitor! Ieri am fost cu niște copii undeva la iarbă verde, clasa 6, și am avut o convenție de dimineață. La amiază când ne întâlnim pentru masă, fiecare să spună ce ispite a biruit și de ce ispite a fost biruit. Și vă rog, faceți șocotea la peste zi. Mergi la servit, ce ispite le înfrângi și de care ești biruit. De ce ești biruit? Pentru că nu privești atunci la Domnul. Iată încă un fel de a privi la Domnul. Tu treci prin greutăți. El a trecut prin acelea suferințe ca noi. A fost ispitit în toate lucrurile. Știi cum a biruit? Pentru bucuria care le-a pus înainte. A disprețuit crucea, a suferit totul și acum șa de la dreapta mării lui Dumnezeu în cer. Privește la Domnul și la viitor. Dacă te uiți numai la cei acum, le mai spune unor frate, dar trece! Uite-te la cei mâine, la împărăția care vine. Uite-te tot în jos, la pământ. Ce o să vezi? Nisip și praf. Și șerpi în jurul tău la picioare. Ridică-ți ochii spre Domnul. Așa a spus Mântuitorul în pe Matei 24. Când vedeți aceste lucruri, ridicați-vă ochii în sus. Că izbăvirea voastră se apropie. Doamne, pune nădejde din noi. Pune credințe ca să fim biruitori. Deci, ne așteaptă din nou lupte. Dar ce e interesant, imediat punem un plasture sfânt și mai departe. Nu lăsăm nici arma jos, nici baioneta și numele Domnului înaintăm. Se pot Și Domnul să facă pe toți niște biruitori. Dacă trăiți stări, cum am amintit, grele, care durează și în care nu știți ajutați, nu uitați, mai întâi căutați-vă dacă aveți vinovăție. Să fie prima căutare. Și a doua, să știi care e metoda lui Dumnezeu să te scape. să nu dorești o viață de familie fără ispite, fără probleme, cu seamă dacă ai pe cineva nepocăit. Am spus cuiva, tu ai fi fără probleme dacă ai fi căsătorit cu un înger. Dar ăștia nu, nu se însoară. Nu, trebuie să, să fii biruitor în condițiile tale. Să privești la Domnul. Și Domnul te va izbăvi chiar atunci, că este mai puternic și mai salvator decât șarpele de aramă, nu știu ce se petrecea. Gândiți-vă, nu consuma omul nimic, doar privea, cum, prin irusul ochiului se producea vindecarea? Da, pentru că de fapt toată chestiunea e chestiune de credință. Nu trebuie să te ajute cineva neapărat fizic să-ți facă ceva și atunci îți trece, știi cât îți trece? Ca la Iona până -ți ține umbra. Și tu iar ești același. Că n-ai înțeles metoda lui Dumnezeu de a vindeca problema. Tu vrei să se rezolve problema, să-ți dea Dumnezeu tot ce trebuie, ca să nu mai cârtești că n-ai decât mană. Tu vrei să te lase toți frații tăi domniți, să treci pe la ei, bancă este aștepte cu masa pusă. Nu asta e rezolvarea lui Dumnezeu. Rezolvarea lui Dumnezeu este în mijlocul crizelor să privești spre Domnul și să fii biruitor. Și să ajungem cu toți în Canan, Doamne ajută-ne, amin.